Vă salut! Sunt Victoria Bulai și vă urez bun venit la emisiunea Business Integrativ. În fiecare emisiune veți cunoaște povești ale oamenilor de afaceri, ale managerilor și experților care vin în sprijinul companiilor și care, prin acțiunile lor, își aduc aportul la crearea unui mediu de afaceri sănătos și a unei societăți prospere. În seara aceasta, invitata mea este Mariana Ștefan. Mariana, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație. Mândră să mă aflu în astfel de contexte cu și despre zona de interes a oamenilor de HR. Mariana, te invit pe tine să-ți prezinți cartea de vizită. Cred că este cel mai frumos dar pentru publicul nostru. Da, când vorbim despre carte de vizită și despre cartea mea de vizită, mă gândesc la podcastul lui Mihai Morar, Fain și simplu. Cartea mea de vizită e invers, simplă și faină, bineînțeles, din perspectiva mea. Mândria mea este faptul că provin dintr-un sat din zona Sucevei. Am absolvit Colegiul Național Nicu Gane din Fălticeni, profilul chimie-biologie. Toți colegii mei sunt medici, vreo patru ne-am îndreptat tot spre oameni, dar spre a-i ajuta într-un alt sens, poate psihic, poate spiritual, fugind de zona de medicină. Cu pași ușori, la universitate am ales profilul asistență socială, apoi un masterat pe zona de supervizare și planificare socială. Nu lucrez în asistență socială, dar lucrez tot cu și pentru oameni în domeniul HR. Evoluția mea a fost una liniară. Am început ca orice student care își dorea un loc de muncă, de la consultant vânzări, apoi secretar, apoi m-am îndreptat spre zona de HR pentru că se lucra tot cu oameni, dar într-un alt mod, diferit de asistența socială. Îmi plac foarte mult cifrele și atunci s-a îmbinat foarte frumos zona de HR și zona de salarizare. Am gestionat un proiect de resurse umane cu o valoare de 500.000 de euro, cu un succes incredibil, în parteneria cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi. Apoi am avut poziții de referent resurse umane, specialist resurse umane și actualmente om cu și pentru oameni în cadrul companiei Conest, ESA, în poziția de director resurse umane. Foarte frumoasă evoluția ta, Mariana, și recunosc că am urmărit-o din umbră. Într-adevăr, a fost o evoluție, o creștere organică și eu îți urez ca această creștere să nu se oprească aici, pentru că așa cum te prezinți tu ca o fire modestă, să știi că am simțit că faci lucruri foarte, foarte frumoase, nu doar pentru compania în care lucrezi, Conest S.A., așa cum spunea și Mariana, dragi ascultători, dânsa este director de resurse umane în cadrul acestei companii, dar și pentru societatea în care activezi și despre acest lucru am discutat în afara emisiunii noastre și, într-adevăr, m-a impresionat ceea ce ne-ai povestit. Mariana, ce îl motivează pe un om de resurse umane să vină zi de zi la muncă? Uite, îmi trecea cu prin minte o vorbă foarte faină în care eu cred, și anume că poți să fii vizibil de oriunde, nu trebuie să stăm în primul rând ca să fim vizibili. Vizibilitatea o dă motivația ta de a face cu plăcere ceea ce faci și pot să afirm cu mâna pe suflet că sunt pasionată de ceea ce fac. Motivația mea sunt oamenii, dar știți că în momentul în care alegi un domeniu, cel puțin HR-ul, când pui întrebarea de ce ai ales HR, că iubesc oamenii, nu e de ajuns să iubim, pentru că oamenii vin la noi cu diverse situații, câteodată din viața personală, amestecat cu viața profesională, și tu trebuie să ai răbdarea, de ce nu și starea și pasiunea de a le răspunde nevoilor. Asta înseamnă a fi motivat și a lucra în zona de HR. Poate suntem mulți specialiști, mulți dintre noi oameni de resurse umane, dar dacă omul
nu a ieșit zâmbind de la noi sau nu a ieșit cu o rezoluție în momentul când a venit cu o așteptare la tine, zona ta e în altă parte, nu în HR. Mariana, mă bucur să aud această mărturisire și aici vreau să o citesc și pe Nevenca Toca, director general sau director de resurse umane în cadrul Băncii Transilvania, și spunea că dacă nu iubești oamenii, nu ai ce căuta în departamentul de resurse umane, și tu ai confirmat odată în plus acest lucru. Mariana, te rog să împărtășești cu noi, care sunt tendințele în piața forței de muncă? Tendințele au evoluat odată cu piața, odată cu contextul actual, odată cu pandemia, și sunt diverse și complexe. Dacă ne gândim prin prisma mobilității forței de muncă, este una destul de ridicată și va crește în continuare, având în vedere modul de lucru al angajaților și flexibilitatea angajatorilor, și mă refer la munca hibrid, munca de acasă și munca efectiv fizică de la job, de la locul de muncă, digitalizarea proceselor de HR și nu doar de HR, în fiecare domeniu odată cu lucru de acasă a venit la pachet și digitalizarea, un pic forțată de împrejurarea contextului pandemic, flexibilitatea angajatorului, mult mai flexibil decât până acum, și, aș zice eu, mobilitatea non-UE a forței de muncă. Probabil cu ochiul liber, mulți dintre noi văd pe stradă din ce în ce mai mulți asiatici, și nu doar la nivel de oameni de producție, și la nivel de personal TESA, ingineri, cred că este. Și specialiști din anumite domenii, pentru că piața cere, și criza forței de muncă nu este doar un subiect, e chiar un subiect tabu și real adaptat contextului pieței curente. Uite, tot mai mult se vorbește în ultima perioadă, de fapt s-a vorbit întotdeauna, dar cu atât mai mult în ultima perioadă, că resursa umană este cea mai importantă resursă a unei companii. Ce stă la baza acestei afirmații, după părerea ta? Dintotdeauna resursa umană a fost cea mai importantă și primul gând care îmi trece prin minte acum e exact o mașină care nu poate funcționa fără motor. Oamenii sunt motorul unei companii. Tatăl meu avea o vorbă și zicea că toate lucrurile se fac cu oameni. E clar că și o companie se face cu oameni. Dacă așa nu este. Sunt oameni, nu mișcăm procese, nu evoluăm, nu vedem creativitate, nu vedem dezvoltare și e pustiu. Da. Și nu merg lucrurile. Așa este, Mariana. Și care este motivația angajatului modern? Nevoile angajaților sunt diverse. Ceea ce îmi doresc eu e posibil să nu-ți dorești tu. Și atunci angajatorul se adaptează nevoilor angajatului modern. Un aspect foarte important pe care îl întâlnesc din ce în ce mai des la angajator modern este menținerea echilibrului viață personală-profesie. Cei mai mulți angajați își doresc acest lucru. Contextul profesional, mediul organizațional, degeaba îi motivăm financiar dacă nu le oferim nevoia de stimă de sine ridicată, mediul de lucru adaptat nevoilor. De aceea și anual e indicat, cel puțin și la 3 luni, să facem o diagnoză a climatului organizațional, ce se întâmplă în companie, care e nivelul de satisfacție a salariaților, cum putem să ne adaptăm nevoilor salariaților pentru a evolua și noi, dar și compania. Categoric. Deci, practic, recomandarea ta ar fi ca odată la 3 luni să facem această diagnoză, da, privind motivația, nevoile angajaților noștri. Așa este. Da, Mariana, uite, am remarcat că foarte mulți, și când spun foarte mulți, chiar la acest lucru mă refer, angajați, iau calea reconversiei profesionale. Ba mai mult decât atât, mulți dintre ei au tendința de a-și lua un al doilea job. Ce părere ai despre acest lucru?
Eu văd două lucruri total distincte, reconversia profesională și al doilea job. Le tratez separat. De ce reconversie profesională? Pentru că în piață întâlnim diverse sectoare. Sectorul meu e unul al construcțiilor în care activez. A avut o creștere și o descreștere fulminantă în ultimii 3 ani. Inginerii au atins un prag financiar foarte ridicat. În momentul actual e un pic mai jos. Pragul cu siguranță va crește în perioada imediat următoare. Unele meserii apar, unele dispar și de aici vine nevoia de reconversie profesională a viitorilor angajați sau a oamenilor din piață. Pentru că vedeți, zona de IT, toată lumea, cel puțin inginerii, nu știu, o să dau un exemplu simplist, un inginer, nu știu, pe automatică și nu știu, construcții de mașini, nu mai are de muncă în domeniul lui, foarte rapid se duce spre o reconversie în zona de IT. Meserii care nu mai sunt căutate, mă refer la cele uzuale cu care lucrez eu, sudor, tinichigiu, mai puțin cotate și poate considerate de oameni de o speță mai scăzută și atunci se duc spre reconversie profesională, spre meserii mai high, mai adaptate pieței. Și legat de cealaltă tendință de a-și lua un al doilea job, care este părerea ta? Aici contează foarte mult și ceea ce își dorește angajatul. Sunt oameni care își doresc timp, sunt oameni care la un moment dat își doresc un anumit nivel financiar și al doilea job vine ca urmare a dorinței fiecăruia dintre noi. Din punctul meu de vedere, joburile actuale sunt destul de solicitante și al doilea job e deja foarte mult și ia din timpul și din viața personală și a fiecăruia. Și poate pune multă presiune, așa este, pe angajat. La un moment dat e posibil nici randamentul să nu mai fie cel dorit într-o parte sau în cealaltă. Da? Eu mă gândesc că poate fi și o perioadă tranzitorie de la un job la celălalt, da? Cu acel backup financiar. Poate și asta să fie un motiv de ce unii angajați merg și pe alegerea de a avea un al doilea job. Sau, de ce nu, poate o testare categoric, a unei alte capacități. Poate categoric. Am două joburi diferite și vreau să văd care mi este cel mai potrivit. Poate fi o altă variantă. Mariana, după părerea ta, ce ar trebui să facă angajatorii pentru a-și menține resursa umană în organizație? Angajatorii ar trebui să fie foarte sensibili la piața muncii și la nevoile angajaților. Ar trebui să fie ancorați în realitate și să privească în jur și să asculte mai mult viitorul angajat, pentru că dacă nu-ți asculți angajatul, poți să-i dai toate facilitățile din lume și nu o să acopere ceea ce își dorea el și atunci implicit o să ai o mare fluctuație de personal și nu o să te pliezi pe cerințele angajatului. Deci să asculte mai mult și să fie flexibil în piață. Dar care este părerea ta, Mariana, vis-a-vis de teama multora de a fi înlocuiți de roboți? Este aceasta o teamă reală sau este primul pas în libertatea omului de a face ceea ce își dorește, nu doar de a-și asculta nevoile? Da, eu vreau să văd partea bună a digitalizării și zic asta prin prisma activității ce desfășor. Procesele de digitalizare ne ușurează munca, câștigăm timp. Chiar răsfoiam zilele trecute ceva state de salarii din de acum vreo 15 ani și am zis, Doamne, ce bine că s-au digitalizat procesele de HR, că pot accesa mai ușor. Și de aici văd partea bună. Vorbeam noi despre meserii pe cale de dispariție și atunci digitalizarea se impune pentru că nu găsești oameni pentru a face anumite lucruri și a trebuit să găsim soluții, că alți oameni nu putem să fabricăm și a venit ca răspuns la acestui fapt. O teamă. Teama nu ar trebui să fie resimțită de oameni pentru că noi ne-am adaptat și chiar ne place să vedem anumite procese digitalizate.
de exemplu, în relația cu băncile, în relația cu instituțiile categoric statului. Dar da. Oamenii nu vor putea fi niciodată înlocuiți, oricât de mult ne-am dorit și oricât de mult am crede că îi putem înlocui. Așa este. Mariana, statisticile arată că angajatorul modern își schimbă locul de muncă cam la 4 ani. După părerea ta, care este perioada optimă de a rămâne într-un loc de muncă? Nu există pentru mine o perioadă optimă. Expresia omul potrivit la locul potrivit, dacă tu simți că faci parte din colectivul respectiv, te-ai adaptat climatului organizațional, compania îți răspunde nevoilor tale, nu există limită de timp. Așa este. Probabil că, nu știu, generațiile de după mine văd asta ca pe o oportunitate și schimbă joburile și mai des, dar nu există un timp. Am înțeles. Și dacă tot vorbim despre angajatul modern, care este profilul acestuia? Angajatul modern este unul deschis, este unul care pune întrebări, este unul care îți oferă răspunsuri, este unul care performează în domeniul de referință. Aș zice că nu-mi place că mulți dintre noi am ajuns să fim multifuncționali, dar trebuie să recunoaștem că capacitățile intelectuale sunt într-o continuă creștere la nivelul angajaților. Sunt mai adaptabili, dar au mai multe cerințe de la angajatori. Dacă până acum angajatorul cerea mult de la angajatul a început să ceară și el ca să fie un echilibru și e ceva firesc până la urmă. Și care este atunci profilul angajatorului modern? Revenim la ce spuneam mai devreme, adaptabilitatea, aplecarea către salariat, către ceea ce are el nevoie, de ce nu și flexibilitate în programul de lucru, încă ceva, a vedea dacă oamenii potriviți sunt la locul potrivit, o comunicare mai eficientă și mai strânsă cu salariații. O să vedeți că în companii se fac din ce în ce mai des întruniri cu grupuri mari de salariați în care fiecare își spune părerea, lucru de care angajatorii fugeau până acum. Așa este. Și e un câștig de ambele părți. Și te rog să ne spui care sunt cele mai mari provocări ale omului de resurse umane modern. Cred că cea mai mare provocare este să reușești să ajuți oamenii să delimiteze viața personală de cea profesională. De multe ori se întâmplă să mediezi relații interpersonale, situații poate minuscule pentru mine, de comunicare între salariați, de relaționare, și e provocator să îți dai seama că tu ai un specialist foarte bun, dar l-ai dus într-un context nepotrivit și el ar fi mai bun pe altceva, să vezi la timp lucrul ăsta, să comunici eficient către specialist modificarea pe care o faci a postului lui și să-i urmărești evoluția. Dar în principal zona personală ajunge în discuții cu omul de resurse umane, că știți cum e, performanța profesională este strâns legată de viața personală. Categoric. Și atunci rolul omului de HR este unul complex. Câteodată medic, vine un coleg, îl doare capul, îl doare mâna, se simte ineficient. Sunt colegi care au situații mai puțin plăcute în viața profesională, ca fiecare dintre noi, și au nevoie de o perioadă de respiro și trebuie să înțelegem acest lucru. Și la cine să vină, dacă nu la omul de resurse umane, exact, așa este? Exact, cel care trebuie sau ar trebui să-l înțeleagă cel mai bine. Așa este. Așa da? Este. Și nevoile mici, rezolvate la timp, aduc o motivație foarte faină în rândul angajatului și simte că a fost valorizat, simte că l-ai ajutat
Nu când ai vrut tu, ci atunci când a avut el nevoie. Și asta e cel mai important lucru. Deci, practic, nu ar trebui să așteptăm să facem nu știu ce lucruri mărețe pentru oamenii noștri, dar acele lucruri mici, care poate de cele mai multe ori răspund nevoilor imediate ale oamenilor, da, sunt cele care clădesc o relație sănătoasă între angajat și angajator. Exact. Da? Mariana, te rog să ne spui, după părerea ta, ce ar trebui să facă angajatorul modern pentru a excela în ceea ce face? Ziceai tu că oameni performanți înseamnă companie performantă. Trebuie să ai grijă de motorul companiei ca să fii performant. Vedeți că oamenii sunt foarte sensibili la momentul ăsta, dacă vorbim și de brandul de angajator, da? Îl formăm în timp și trebuie să-l menținem. Avem diverse platforme unde putem să vedem și ratingul unei companii. Uh-huh. Și atunci atenția este îndreptată mult către motor ca lucrurile să funcționeze bine. Și aici vorbim despre comunicare, relaționare, nevoi, poate adaptabilitate, că de multe ori angajatorul rămâne cu un pas în urmă față de ceilalți și te întreb de ce nu sunt atât de valorizat în piață și n-am un rating bun, ce n-am făcut, să se întrebe și să-și aplice aceste lucruri. Bineînțeles. În practică. Da. Sunt convinsă, Mariana, că în acest moment ne ascultă și ne văd mulți angajați care și-au depus CV-urile pe la diverse companii. Te rog să ne spui cum ar trebui să arate un CV astfel încât acesta să ajungă pe un shortlist la omul de resurse umane. Din punctul meu de vedere, un CV trebuie să fie corect. Ce înseamnă pentru mine corect? De la imaginea pe care o punem în CV până la informațiile bine structurate. Nu trebuie să aibă multe pagini. S-a întâmplat să văd CV-uri cu multe pagini și nu am înțeles esențialul pozițiilor ocupate de persoana în cauză și să văd CV-uri foarte bine structurate, care au rămas într-o listă scurtă și ulterior rechemați la interviuri pentru a ocupa alte poziții. Să păstrăm regulile de bază, să trecem corect datele de contact. De multe ori se întâmplă să nu treacă corect datele de contact și vorbim aici chiar de oameni care candidează pentru poziții înalte. Categoric. Să știi că am avut astfel de experiențe. Am avut curajul totuși să scriu un e-mail persoanelor, da? Și s-a dovedit, nu o singură dată, ci de câteva ori, ca acei oameni să fie cei potriviți pentru compania pentru care lucram. Așa că încurajez oamenii de resurse umane atunci când identifică un candidat potrivit și nu au datele de contact corecte, totuși să nu se limiteze doar la a citi CV-ul, ci în a-i contacta. Eu vreau să revin puțin și să rămânem puțin pe CV, pentru că și eu fac interviuri pentru diverse companii și vreau să aflu părerea ta vis-a-vis de imaginea pe care o pun mulți candidați pe CV. Cât de mult contează în a pune acel CV pe shortlist? Contează și are un impact vizual, pentru că atunci când punem o foaie pe masă și avem și o imagine, chiar dacă suntem specialiști în zona de HR sau nu, privirea noastră se va duce spre imagine și e foarte important să fie una profi și să poți vizualiza profilul. Dacă nu avem o astfel de fotografie, indicația mea este să mai bine să ne o punem, pentru că sunt rețele de socializare, LinkedIn e o platformă profesională în care putem accesa profilul candidatului și mai bine să nu o punem. Așa este. Mariana, uite, am remarcat în ultima perioadă că angajatorii se întrec în a posta tot felul de anunțuri cât mai atractive și atrăgătoare pentru a-i face pe candidați să aplice la joburile lor. Care este secretul unei companii mai atractive pentru candidați?
Compania mai atractivă înseamnă compania mai transparentă. Vedeți foarte multe anunțuri în ultimul timp care postează și salarizarea. Uh-huh. Dacă acum 2 ani, 3 ani, 4 ani nu vedeam și nu știam când mergem la un interviu pe ce salariu sau cum putem negocia salarizarea, o să vedeți o transparență în zona asta. Asta e un prim pas. Brandul de angajator de care vorbeam, acum e foarte ușor să dăm un search pe undelucram.ro, candidații votează acolo și vedem, exact cum e pe Booking, când mergem la un hotel, vedem ratingul companiei. Contează foarte mult și imaginea companiei pe site, date de contact, transparente. Dacă e o companie mare, să putem contacta un office în care să punem întrebări, să răspundem la întrebări candidaților și să fim vizibili pe piața forței de muncă locale și, de ce nu, și naționale, dacă compania este una mai mare. Uite, tu mi-ai anticipat următoarea întrebare, care era legată de brandul de angajator sau employer branding. Este într-adevăr această tendință consistentă sau este doar o chestiune de imagine, cea legată de brandul de angajator? Brandul de angajator este extrem de important și o să vă zic de ce. Pentru că suntem o societate de consum. Cred că fiecare dintre noi merge în magazin sau, nu știu, la stomatolog sau la un salon de cosmetică și atunci avem tendința să alegem cele mai frumoase ambalaje. E ok, nu e rău să facem asta, dar ambalajul, conținutul ambalajului trebuie să fie pe măsura așteptărilor noastre. Aici e discrepanța. Vorbim de imaginea de angajator, avem o imagine frumoasă, dar când intrăm în interior, vedem că nu e așa și atunci ratingul scade. E important să vindem exact ceea ce promitem. Categoric. Mariana, eu îți mulțumesc frumos pentru această frumoasă prezență în emisiunea noastră și te aștept cu mare bucurie și cu ocazia unor alte emisiuni. Îți mulțumesc! Mulțumesc și eu și o seară plăcută tuturor! Numai bine!